Neața bună, dragi prieteni, 7:40 de minute, o dimineață răcuroasă, dar senină, semn că azi va fi o zi caldă, o zi frumoasă și totodată o zi de sărbătoare, înălțarea Sfintei Cruci, așa că astăzi în gospodăria noastră nu o să muncim, dar în schimb o să mergem la un prieten de-al nostru din Buzău. El a luat un cui de ciobănesc caucazian anul trecut, deci din primul cuib. Noi am păstrat legătura cu proprietarul câinelui și totodată am văzut și evoluția animalului. Așa că astăzi ne facem timp, dăm o fugă la Buzău, e aproape aici la noi și mergem să vizităm acel exemplar care proprietarul mi-a spus că s-a făcut foarte mare. Are undeva la peste 80 la greabăn și o greutate de 89,7 kilograme, adică 90 de kilograme, ceea ce m-a făcut să dau o fugă până la el, să vedem și noi acel exemplar. Cam rar găsești câini de genul ăsta, majoritatea câinilor sunt undeva la 70 de kilograme, 75, maxim 80 la greabăn și asta m-a și făcut să dăm o fugă până acolo pentru că e un exemplar de la noi din gospodărie și am zis să-l împărtășim cu dumneavoastră, să vedem cu toții cât de frumos e acel câine, cât de mare, cât de solid, sunt și eu curios, mai curios decât voi. Nu o să mai pierdem timpul, beau și o cafeluță aici de dimineață, mă îmbrac și ne vedem la Buzău, la Robert, așa îl cheamă pe prietenul ăsta nostru, și mai discutăm acolo, mai prindem niște cadre cu el, sunt și eu curios, abia aștept, v-ați dat seama, fiind un câine de la noi, sunt și eu foarte curios. A fost o seară foarte răcoroasă, s-a simțit nevoia de a face un pic de căldură în casă, dar n-am făcut, am mai tras o plapumă pe noi. Dar dacă o ține tot așa, să știți că să simte nevoia de un pic de abureală în casă. Noi stăm și într-o zonă de munte și destul de răcoare aici. Dar foarte confortabil pentru rasa ciobănesc caucazian totodată, pentru că ei vin într-un ținut ăsta mai răcoros, mai friguros, aș putea spune, și atunci pentru ei e foarte confortabil climatul din zona asta de la noi. Servim cafeluța, ne îmbrăcăm și dăm o fugă până la Buzău să vedem pe grizzly, așa îl cheamă. Este un exemplar frumos, un exemplar lupiu, așa, deci culoarea lui e lupie. A fost unul dintre cei mai mari câini în cuib, bineînțeles în afară de Agarta. Agarta a fost cea mai mare. Masculul care l-am dat la Constanța a fost al doilea, ca și kilograme, ca și greutate, urmat de acest exemplar care s-a făcut de 90 de kilograme. Acum rămâne să dăm o fugă până acolo, să vedem și noi minunea și poate pe viitor să-mi opresc și un mascul, să avem și noi un mascul de ăsta mai de categorie grea, ca să zic așa. Opream și din cuibul ăsta, dar am tot stat și m-am gândit, noi avem 4 femele și dacă aș fi oprit un mascul din cuibul ăsta, nu aveam cu ce împerechea. Deci îl opream degeaba. Bine, că puteam să-l opresc doar pentru munte, să fac munte la altcineva, dar nu se merită pentru că un câine consumă destul de mult, să cere foarte multă atenție, mai ales cu masculii, așa că rămânem la un singur mascul, Everest al nostru. El nu are nimic ca și gradă rudenie în pedigriul lui cu ce avem noi, cu femelele noastre de aici, așa că asta e. Dar pe viitor să știți că m-ar bate gândul așa să văd și eu cât de mare să face un exemplar de genul ăsta, pentru că v-am spus și repet, destul de greu să ajungi la gabaritul ăsta de 90 de kilograme cu 80 la greabă, 80 plus. Acum să vă spun sincer, sunt cam sceptic, adică nu prea vine să cred, dar dăm o fugă până acolo, ce să mai.
Chiar și Robert, proprietarul câinelui, mi-a spus că m-a simțit că sunt un pic sceptic, dar zice, vino, te convingi. Acum asta am prins și noi sărbătoarea asta, n-ai ce face mare lucru, e păcat să lucrezi pe gospodărie. Noi așa am ținut tot timpul sărbătorile, nu le-am muncit și așa că o plimbare, zic eu că e binevenită. Bun, nu mai stăm, nu mai lungim clipul. V-am spus că în mare cam ce avem noi de gând să facem. Mă duc și eu să mă îmbrac, cafeluța aproape că am băut-o. Văd că e frumos afară, senin. Deja a început să-mi bată soarele în wake. M-am dat eu într-o parte așa, dar acum a ieșit, s-a dat soarele după salce și deja nu-i nu vă mai văd. Bun, mă duc, mă îmbrac, ne pregătim și ne vedem acolo la Buzău. Haideți că am pornit la drum, ne aflăm aici în pădurea Buzăului. Ia uitați ce pădure deasă. Să știți că n-am plecat singur la drum, suntem cu prietenii noștri, Andreea și Adrian. Adrian aici la volan, concentrat pe serpentine, aș putea spune. Trebuie. Și mergem la prietenul nostru, Robert, să vedem acel mascul care e frate, de fapt, cu femelele noastre. Suntem și noi curioși să vedem exemplarul, cât de mare e. 90 de kg va trebui să fie un exemplar foarte, foarte mare. Plăcut afară, o zi foarte frumoasă, senin, cu toate că s-a răcorit în perioada asta, s-a răcorit destul de tare, dar ziua e foarte plăcut, foarte cald. Seara e mai răcoroasă așa, seara spre dimineață. Da, o zonă de dal, frumos. Cum ți se pare drumul, Adrian? Foarte bun. Bun, ai mai fost pe zona asta? Nu, niciodată n-am mai fost, este prima oară când colindăm și noi prin astfel de zone. Am prins momentul acum cu sărbătoarea asta, că exact. Treabă avem pe acasă, dar... Doamne, dacă e sărbătoare, mai luăm și noi câte o pauză. Serpentine strânse aici, curbe periculoase, deosebit de periculoase. Seamănă ca drumul ăsta de la Brașov spre Cheia. Exact ca la Cheia, aceeași serpentine. Da, Brașov, Cheia, zona asta. Haideți că am ajuns la Robert acasă. Uităm și câinele. Blah, blah, blah.
ce? V-am lăsat cu 3.700.000. Ca mâncare ce i-ați dat? La... Pe l-ați făcut așa uriaș. Șaurma, cu de toate. Șaurma? No, mâncare. Pâine. Bine, prima dată am plecat cu alea care se recomanda, cu... Cu Royalul Canin. Royal Canin. Da, da, da. Și când am venit, am sosit în Buzău, am luat Maxi. Aha. Și nu le mânca. Nu le mânca. Pentru că erau prea da, da, pentru el. Păi am venit, m-am dus iară la Buzău, la doamna aia, când mi-a recomandat, ce câine aveți? Doamna zic, uite, așa, așa. Și zice, haide să luăm în ordine. Și am luat-o cu Starter, Mini și pe urmă le-a trecut el la Maxi. Da, da, da. Și tu, eu l-am mâncat cam până pe la vreo 10 luni am mâncat. Până la 10 luni ați dat Royal Canin. Numai cu Royal Canin și trecea și pe mea, cu ciorb, cu ce vindeam eu pe la bucătărie, da, făceam da, 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 da. Și pe urmă l-am trecut la oase. Acum oase de pui și asta de vită. Am aici sapă. Și acum ce mâncare îi dați de boabe? Nu, boabe da, astea. Astea se duci de vită. De vită? Astea nu le-am văzut până acum. Nu zice la astea? Și le mănâncă foarte bine. Foarte bine, două cantități. Ia să vedem un pic granulația, să vedem cum... Sunt scumpe astea, nu le-am. Nu. Sunt vreo 33 de lei. Asta sacul de 10 kg. Și le mai foarte plăcută la gust. Combinație cu ciorbă. Nu. Da, deci da, el mănâncă dimineața, la prima oră, la 6 dimineața, numai fără coare. La ora 6 dimineața, 3 timp. Da. Ale le mănâncă dimineața. Iar seara, două cancioace, din astea de bolentin, de tencuială. Și îi mai dați și un zer ceva, o brânză? Nu mai. Pentru că deja e... Când da, eram micuț, duceam mai... Mai ciugulea el așa, da, pentru aia când era da, și... Da, da. Nu pot să-i dau chiar... El mănâncă cam... E mâncăcios, dar... Și e tuns el. Da, câini, da, e tuns, da, da. E, la iarnă se îmbracă frumos. Ce? Asta lui. Da, da, da. Și el se dădea să ridică. Și Robert și mi-a dat gură lui Mico. S-a adicat cu ăsta doi de sus de acolo. Adică că vin și împire acolo la mână și uite așa vine. Bă, unii bici acolo ca să mine sus să ridică la ăla. Băi, stai acolo. Și mă dai gură, mă. Uite și ați ideea, și a s-a îmbrăcat aia. Păi nici eu am fost la o nuntă plecat aici la un botez, la nuntă. Da, la nuntă. La nuntă. Și am văzut cum că avem băgat mașina la umbră, zic să ține acolo. Și se trei până, dar norocul că ăla fiind mai activ un pic, el e mai doar. Zic, ia să le dau gură să-l activez un pic, zic, să vad ce reacție are. De unii s-a repezit la mine și am luat pe partea aia, m-a zis în mașină. Deci, n-a vrut să trec, am dat gură la el, nimic. Nu a simțit parfum cu alea, da, că eu... Da, m-a simt pe... hainele, da, pentru cei care nu știți, acest mascul e frate cu femelele noastre, cu Luna lui Adrian. Eu chiar astăzi urmăream până să aia zi la 11, cu toate că, uite, ne spune mulți, eu mai am câini. Ăștia umblă, ăștia zgârbați, duc colo, colo și poate să aducă boală. Dar totuși el a fost protejat de vaccinul. Păi e vaccinat, e de parazitat. Ăla de an n-am putut să mai fac la veterinar, l-am făcut eu personal. La an, că nu, n-am pus. Duceam cu Loganul, la 6 luni a vrut să ia spângeamuri. Loganul zic, pot avea să-mi plecă. Cu urechi, de-a ținea băiatul în spate acolo. Băi, zic, la an nu mai, zic, că aducem acasă și îi fac. Da, foarte frumos. Tu nu mai ești bate fără, îmi dai de mult cu unul. Îți mai dă mașina pe tine, unde poate să fie mai bună și răbună. Sushi!
Haideți că am revenit de la Buzău, sper că v-a plăcut acest clip. Ați văzut un exemplar foarte frumos, un exemplar solid, bine îngrijit. Pentru cei care nu știți, masculul este de la noi. În august am primit un an de zile, deci un câine în creștere, deci se mai dezvoltă, o să se facă mult mai mare. Plus de asta era și tuns, pentru că acolo e zonă de câmp. Câinele a fost scos din padoc și pus în lanț pentru a-l putea filma, altfel nu puteam să-l filmăm în gard. Deci are și padoc din plasă, un câine foarte bine crescut, îngrijit, atent cu el. I-a dat și vitamine, i-a dat absolut tot ce trebuie. Royal Canin a spus că i-a dat până la vârsta de 9 luni, 10 luni, cam așa. După care a trecut pe mâncare obișnuită. Cam asta e și secretul la rasa asta, adică cât e mic, până la un an de zile, e bine să-i se ofere o mâncare de super premiu, dacă vreți. După care puteți să treceți la mâncare mai obișnuită, așa. O ciorbă, niște bobițe mai ieftine, ați văzut bine. V-am arătat acolo ce dădeau unul să mănânce. Cam ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share, un like. Ne vedem pe rubrica de comentarii cu întrebările voastre. Până data viitoare, multă sănătate și toate cele bune. V-am pupat. Ciao.